Astăzi în Metropolis vă prezentăm cum arată una dintre cele mai reprezentative case ale lupului de pe Wall Street, Jordan Belfort, și analizăm piața construcțiilor cu patronatul societăților din construcții și Asociația Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcții. Să începem o nouă ediție. De data aceasta vreau să abordăm puțin piața utilajelor de construcții în cea de-a doua și a treia parte a emisiunii. Însă până atunci, o săptămână destul de agitată pe scena imobiliară și până atunci vreau să vă spun că tarifele la asigurările pentru locuințe ar putea crește. Cu cât ar putea crește aceste tarife, o să vedeți imediat în calupul următor de știri, și totodată un vizionar al ingineriei. O să-l cunoașteți pe profesorul doctor inginer Panaite Mazilu. La vârsta de 99 de ani este cel care a proiectat Casa Scânteii, actualmente Casa Presei Libere de astăzi, și alte câteva informații de actualitate din zona imobiliară. Propun să începem această ediție plină, o să fie și cu invitații destul de mulți pe cea de-a doua și a treia parte, dar până atunci hai să urmărim principalele știri din imobiliare în prima parte a emisiunii. Prețurile locuințelor din România au înregistrat anul trecut cea mai mare scădere din lume, respectiv de aproape 10,5% față de aproximativ 6% cu un an înainte. Datele sunt cuprinse într-un studiu realizat de portalul globalpropertyguide.com pe baza cotațiilor medii ajustate cu inflația în 42 de state la nivel mondial. Țările europene unde prețurile au urcat semnificativ anul trecut sunt Irlanda, Turcia, Marea Britanie, Lituania și Islanda. 2013 este al cincilea an de declin, iar România a avut cea mai slabă piață rezidențială din lume anul trecut, consemnând astfel o scădere a prețurilor cu 10,43%, după reduceri consecutive de 24,2% în 2009, de 22% în 2010, de 7% în 2011 și de 6% în 2012. Piața românească a reușit astfel să se situeze sub țări precum Spania, Grecia sau Irlanda, care ocupau în 2012 topul reducerilor de prețuri la locuințe. În Grecia, prețurile acestora s-au diminuat cu 7,2% în 2013, reprezentând o mică îmbunătățire față de 2012, când scăderea a fost de 13,7%. Structural vorbind, în România cel mai mult se ieftinesc locuințele noi, în timp ce casele mai vechi au o tendință de scumpire. Tarifele la asigurările facultative pentru locuințe ar putea crește anul acesta cu cel mult 5%. Majorarea nu va fi însă una semnificativă, deoarece cea mai mare parte a acestor asigurări sunt încheiate fie la pachet cu asigurarea obligatorie, fie ca urmare a contractării unui credit. Prin lege, costul unei asigurări obligatorii pentru locuință a fost stabilit la 20 de euro în cazul unui apartament sau a unei case construite din BCA sau cărămidă și de 10 euro pentru casele din chirpici. Însă și suma asigurată este pe măsură. În cazul unui apartament, nivelul este de 20.000 de euro, iar în cel al unei locuințe din chirpici de 10.000 de euro. Spre comparație, prima medie la nivel național pentru o asigurare facultativă se ridică în prezent la 60-80 de euro în cazul unui apartament cu două camere, la o valoare asigurată de 60.000 de euro. La o majorare a tarifului de 5%, clientul va mai scoate din buzunar aproximativ 3-4 euro. Faptul că Brașovul este unul dintre cele mai mari orașe din țară care nu are niciun proiect de retail major deschis i-a făcut pe dezvoltatori să-și îndrepte din nou privirea spre zona în ultimii ani și să-și planifice investiții de sute de milioane de euro în centre comerciale. Astfel, acum sunt în plan mai multe proiecte decât ce ar putea suporta orașul, iar competiția va fi una acerbă. Imocean a pornit deja la drum, însă nici ceilalți dezvoltatori nu renunță la luptă. În Brașov nu este suficient loc pentru cele 4 mall-uri anunțate. Aceasta este părerea mai multor dezvoltatori cu proiecte din oraș. Totuși, până acum niciunul dintre investitori nu și-a schimbat planurile și, pe lângă proiectul Coresi Brașov, a cărui construcție deja a demarat, pentru alte două proiecte, termenul de începere a construcției este programat anul acesta sau la începutul anului 2015. Startul lucrărilor Corona Brașov este planificat pentru această vară. Terenul este pregătit, iar designul este finalizat. În oraș ar urma să se dezvolte un centru comercial de 30.000 de metri pătrați, pe lângă cei aproximativ 40.000 de metri pătrați de retail deja existenți în Big Box-uri și Nepi, în parteneriat cu Carrefour Property. Construcția centrului comercial ar urma să înceapă anul acesta sau la începutul lui 2015 și să fie finalizată în 2016.
Profesorul Panaite Mazil este unul dintre cei mai buni proiectanți pe care i-a avut România, un vizionar cu idei mărețe. Mazilu și-a început activitatea proiectând blocuri cu 8 etaje, ori centrale de telecomunicații. În perioada 1949-1954, el a condus aproape singur structura de rezistență la Casa Scânteii. La vârsta de 34 de ani a proiectat Casa Scânteii, aeroportul Băneasa și clădirea de birouri de la Charles de Gaulle, dar și alte clădiri monumentale României. Tot el a proiectat și zidit unele dintre cele mai impresionante construcții din țară, după metode care, la acea vreme, păreau că frizează nebunia și a consolidat unele dintre clădirile care stau la loc de cinste în orice ghid turistic. Acum, la 99 de ani, inginerul Panaite Mazilu mai are puterea de a învăța pe alții cum să pună la propriu umărul la construirea unei Românii mai trainice. În capitală, numele său se leagă și de Teatrul Național, Sala Palatului sau Palatul Parlamentului. Da, nu mai este o noutate că ar trebui să ne așteptăm la ceva scumpire anul acesta pe punct de vedere al locuințelor pentru asigurările facultative. Vom vedea dacă printre atâtea agitații electorale politice mai au loc și aceste modificări ale finanțelor. Oricum, suma nu va fi una destul de mare, circa 3-4 euro per asigurare. Dar cum majoritatea asigurărilor facultative sunt deja încheiate la un pachet, asta nu știm cum se va schimba. Mi-a plăcut foarte mult povestea domnului Panaite Mazil, un inginer respectat în domeniu, care a fost și profesorul lui domnului Tăriceanu, dacă nu mă înșel, la Universitatea Politehnică din București. De cealaltă parte, vreau să vorbesc că tot am deschis subiectul de arhitectură și case. Poate unii dintre dumneavoastră ați fost pe la cinematograf în ultima perioadă și ați văzut câtă agitație a făcut filmul Lupul de pe Wall Street. Ei bine, Jordan Belfort, un mare bancher de pe Wall Street, cunoscut pentru fraudele pe care le făcea la momentul respectiv pe bursă, a dus un stil de viață luxos și era în centrul atenției, mult prea excentric, am putea să spunem, dar totodată avea și niște locuințe la fel de excentrice. Am descoperit și noi una dintre locuințele marelui artist de pe Wall Street, căci așa era supra-denumit, și vă prezentăm și dumneavoastră chiar acum să vedeți cum trăia într-o perioadă a vieții lui, dar și ce mai face chiar acum marele în industrie, se spune, țepar de pe Wall Street, dacă putem să-i spunem așa. Vedeți casa în care a locuit Jordan Belfort. Jordan Belfort, supranumit Lupul de pe Wall Street, cunoscut pentru fraudele de pe bursă, a dus un stil de viață luxos în centrul căruia se aflau locuințele sale. Crescut în Queens, unde a început să lucreze ca agent de vânzări, Belfort, ai cărui părinți erau contabili, spune chiar din fraza de deschidere a memoriilor că se consideră o persoană extrem de josnică. Belfort și-a scris memoriile într-o carte care a devenit bestseller. Povestea brokerului a fost ecranizată anul trecut în filmul The Wolf of Wall Street, avându-l în rolul principal pe Leonardo DiCaprio. Viața lui Belfort din anii 90 se învârtea în jurul băuturii, drogurilor și tranzacțiilor pe bursă. Brokerul a fost arestat în 1998, iar în 2003 a fost condamnat pentru fraudă și spălare de bani. Belfort a fost închis 22 de luni și obligat să plătească despăgubiri de 110 milioane de euro către victimele afacerilor sale, bani pe care încă nu i-a restituit integral. Sloganul său în afaceri era: nimeni nu închide telefonul până când clientul nu cumpără sau moare. Mulți dintre investitorii săi ar fi preferat a doua variantă, în timp ce compania sa, Stratton Oakmont, făcea bani după strategii de tipul pump and dump. În prezent, Belfort este speaker motivațional, iar una dintre cele mai reprezentative case pentru trecutul brokerului era cea din Hermosa Beach, California.
Da, un exemplu negativ de personaj de pe Wall Street, dar până la urmă, iată că a devenit un personaj de carte și de poveste, un personaj care merită pus mai departe. Dacă citiți cu atenție și cartea pe care acesta a scos-o, o să aflați acolo mai multe detalii interesante despre anumite tranzacții care se făceau la momentul respectiv pe bursă și cum a reușit să câștige 12 milioane de dolari în doar 3 minute. Mai multe găsiți acolo în această carte și în prezent mă bucur că a reușit să-și găsească o zonă în care să stea confortabil și să fie liniștit, dacă putem să spunem, în anume speaker motivațional. Cât de motivațional poate să fie discursul și cât de multe lucruri pozitive poate să mai transmită acum după tot ce povestește într-o astfel de carte, vom vedea. Cert este că din frauda, cea mai mare fraudă pe care a putut să o dea de 100 și ceva de milioane de dolari, a reușit să returneze doar 14 milioane până în prezent, așa că mai are ceva de ținut discursul motivațional până să ajungă să completeze cealaltă sumă. Completăm și noi emisia de imobiliare imediat după pauza de publicitate, când îi întâmpinăm pe primii invitați și mergem puțin în zona pieței de construcții și utilaje de construcții. Până acum nu am abordat acest subiect în profunzime, dar după pauză venim cu invitații și stăm de vorbă, analizăm puțin piața construcțiilor. Rămâneți cu noi! Rămâneți în industria imobiliară la Metropolis. Urmează după publicitate analiza pieței de mașini și utilaje de construcții. Bun, ne-am întors și propun să continuăm discuția așa cum v-am spus. Mergem puțin pe zona de construcții. În acest moment n-am stat de vorbă prea mult în acest subiect. Tocmai de asta am doi invitați. Mai avem încă un invitat, trebuie să sosească și domnul Neagu de la ADUC, Asociația Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcții. Până atunci însă, domnul secretar general din Patronatul Societăților de Construcție, domnul Tiberiu Andrioae, bună seara! Bine v-am găsit. Și domnul director editorial de la revista Mașini și Utilaje. Bună seara, bine v-am găsit. Mașini și Utilaje de Construcții. Vorbim despre o piață în 2014 care în acest moment lucrează utilajul numit Mașini și Utilaje de Construcții. Domnul Andrioae, cu dumneavoastră mergem la discuție. Dacă a venit primăvara, vedem și practic, nu doar teoretic, mai lucrează și utilajele. Din păcate, nu la nivelul la care ne obișnuisem până acum 5-6 ani de zile, în perioada de creștere economică fulminantă. Acum suntem într-o perioadă stabilizată, dar stabilizată jos, la un nivel care nu ne place, pe care nu-l apreciem. Este un nivel care de regulă afectează structural companiile și, din păcate, predictibilitate nu prea avem. Și atunci, asta vorbim despre piața construcțiilor la modul general. Evident, pe cale de consecință și cei care sunt în amonte, între care furnizorii sau jucătorii din piața distribuției sau livrărilor de utilaj suferă la fel ca noi. Bun, dacă ne gândim puțin în zona asta, că până la urmă voi transmiteți un conținut editorial a jucătorilor din domeniu și totodată publicului. Cum se simte la nivel editorial în acest moment zona de construcții? Din punct de vedere editorial e simplu, ne facem textele și am terminat povestea. Ideea e că, da, într-adevăr, furnizorii de utilaje au simțit criza începând cu 2009, s-a simțit o scădere, trend ascendent a fost dat de către Bauma, principalul târg de profil din 2013, și cred că în momentul de față putem vorbi de o creștere nu semnificativă, dar oricum una care de speranță. La nivel de zona de advertising, să spunem așa, se simte într-adevăr că nu mai sunt bugete și lumea încearcă să-și reducă costurile. Am înțeles. E bine că mi-ați menționat de o creștere. Când auzim de creșteri, asta ne bucură puțin. Domnul Tiberiu, în piață se simte o ușoară creștere? Dumneavoastră cum simțiți? Doar conjuncturală, datorită sezonalității, pentru că, așa cum se știe, sectorul nostru este afectat de sezonalitate. Dacă ne raportăm la ultimii 2-3 ani, este un același nivel, scăzut, așa cum spuneam mai devreme. Creștere nu putem avea,
pentru că nu au fost inițiate acele proiecte noi, proiecte critice, proiecte mari, care să atragă după ele proiecte, alte proiecte pe orizontală în alte subsecvențe. Și de asemenea, pentru că stabilitatea economică este vizibilă, dar nu a crescut atât încât să permită investitorilor, ca și în domeniul rezidențial, potențialilor cumpărători să se manifeste, să scoată banii în piață, nu putem vorbi de o creștere. Și nu estimăm nici anul acesta să apară o creștere, pentru că nu am văzut niciun plan, nicio planificare făcută din anul trecut. Mai spuneam chiar în studioul dumneavoastră la o emisiune anterioară, am remarcat un fenomen. Atâta vreme cât statul nu a implicat bugete în investiții, speram la un moment dat ca bani privați despre care aveam cunoștință că există la nivel european și nu numai, ar fi folosit oportunitatea să intre în piața românească. Am constatat că nici investitorul privat nu aruncă bani în piață atâta vreme cât statul nu o face. Și atunci, practic, am pierdut cumva de două ori. Nu aruncă din motive de siguranță, văzând că da, propriul stat nu implică niște finanțări. Exact. De ce el, ca investitor privat, să vină să financeze la rândul lui niște proiecte? Deci statul nici măcar nu trebuie să fie neapărat cel mai mare investitor, ci trebuie să fie lider de opinie. Un lider de opinie. Bun. Vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, în calitate de, să zic, lider al patronatului societăților din construcții, cu ce sprijiniți constructorii practic din România? Păi rolul nostru a constructorului este de a crea pe de o parte un suport, pe de altă parte o cupolă. Suport înseamnă crearea de premize în domeniul comercial, să spunem, până la o anumită limită, pentru că despre, dincolo de această limită vorbim despre piața liberă în care fiecare actor economic, fiecare este membru al patronatului sau nu, își desfășoară activitatea după regulile pieței. Noi trebuie decât să ne asigurăm că este cât se poate de transparentă, iar ca și cupola, acolo unde apar o serie de neajunsuri sau de abuzuri, fie ele legislative sau de altă formă, încercăm de manieră asociativă să protejăm, să creăm acele plase de siguranță. Aici ne referim la ceea ce se numește legislație specifică. Nu avem putere prea mare în această perioadă pentru că și bugetul statului este afectat, dar aș putea să vă dau un exemplu la nivelul mecanismului costului standard, un model european prin care costurile aferente intrării în legalitate sau autorizațiilor, a tuturor costurilor ce țin de taxări într-un stat, s-a constatat că circa 25% sunt risipă, sunt costuri adiționale, și aici există chiar în cadrul Ministerului în care ne desfășurăm activitatea la MDRAP, în construcție este mai mic, este doar 17% acest procent. A început un proces de armonizare a legislației, de eliminare a acelor taxe și impozite nejustificate, tocmai pentru a scădea împovărarea asupra agenților economici. Este doar un exemplu, dar mai sunt și altele. Și cam care ar mai fi celelalte exemple? Bine, de fapt, ne mai uităm la alte exemple când avem un singur exemplu. Ce ar fi fost interesant pentru noi și ar fi ajutat, pentru că noi vorbim doar despre niște pârghii care ne-ar fi interesate. Noi nu vrem neapărat să ni se facă gratuități. Noi suntem și noi un actor economic care înțelegem că trebuie să contribuim o dată prin expertiza noastră, doi, prin proiectele în care suntem prin aport de taxe și impozite la bugetul statului. Dar pârghiile sunt totdeauna binevenite. De exemplu, o pârghie importantă ar fi trebuit să fie deblocarea foarte rapid a programului de reabilitare termică, pentru că avem circa 8,5 milioane de apartamente de anvelopat în România. Noi, teoretic, în această perioadă nu ar fi trebuit să știm ce e aia criză, dacă la modul ideal ne-am fi ocupat cu toții să anvelopăm clădiri cu toate efectele pozitive colaterale, inclusiv cu impact social, pentru că această activitate include foarte mult forță de muncă. Ar mai fi fost probabil pârghii gen TVA pentru a facilita ușor, știu eu, inclusiv cu prima casă, dar cu o schemă mai accesibilă pentru domeniul rezidențial, și ar mai fi exemple. Exemple pe care ne le dați acum, nu știu, cine lucrează la ele să le amelioreze, să le estompeze, să nu se mai ajungă? Acum probabil nu lucrează nimeni. Suntem un an electoral și toată atenția sau majoritatea atenției este concentrată pe organizarea forțelor din acest punct de vedere.
Există, într-adevăr, la nivelul autorităților, am remarcat și ceva preocupări în domeniul asigurării unor planificări sau a unor investiții, dar nu majore. Se discută foarte mult despre infrastructura mare. Noi am propus recent un proiect, nu l-am propus încă oficial, dar l-am scos în spațiu public, un proiect privind infrastructura mică și mijlocie, plecând de la marea oportunitate oferită de agricultură în această perioadă și de trendul pozitiv pe care îl indică, în sensul în care am dorit ca la nivelul satelor să aducem infrastructura mică pentru a încuraja investitorii să facă investiții mici, pentru a încuraja locuitorii din mediul rural să se implice în procesarea produsului agricol la fața locului, să nu-l transforme și pentru să spunem, nu cunosc exact prețurile în domeniu, dar ceva de genul, decât să vindem cu 100 de dolari tona de grâu, mai bine vindem cu 800 de dolari tona de biscuiți. Iar transformarea să facem local, pentru că până la urmă România are cam jumătate din populație în mediul rural și ea nu este conectată la ce înseamnă consum și producție în România. Deci este un potențial imens acolo. Asta e iarăși un exemplu. Da. Vorbim acum despre infrastructură. Este un an electoral, așa cum spuneam și mai devreme, care va influența cu siguranță mediul construcțiilor și nu știm în ce sens o va influența. Ce părere aveți din experiența anilor trecuți și cum vedeți tot acest factor politic implicat direct în piața construcțiilor? Ne obișnuisem la un moment dat să spunem că în an electoral e cumva mai respiră constructorii, pentru că apăreau anumite categorii de proiecte mici și mijlocii, scoase în piață, să spunem, de decidentul public, de stat. Experiența anului anterior a arătat că nu se întâmplă așa ceva, ca de fapt acum 2 ani. Nu am văzut nicio planificare. După ce s-au terminat toate luptele, n-am văzut o planificare care să ne permită nouă să pornim la treabă, să vedem planul și investiții deja disponibile pentru competiție. Aproape la fel se întâmplă și anul acesta. Din păcate, mizam cumva pe fondurile europene. Într-adevăr, ele mai apar ca o reminescență din ciclul anterior, de până la 2013, vor mai apărea câteva proiecte. Dar în ce privește nouul ciclu, estimările noastre sunt că anul ăsta, cu siguranță, poate de la mijlocul anului viitor vor apărea primele proiecte, că acum abia se scriu ghidurile. Deci anul ăsta nu avem condiții să mizăm pe o creștere semnificativă, ci poate doar conjuncturală. Bun, vreau să vă întreb imediat după ce o să vorbim și cu Mircea, să-mi răspundeți, vă rog, la o întrebare. Cum vedeți investițiile și construcțiile externe în acest moment și care este relația constructorilor cu băncile? Dacă se implică și îi susțin până la capăt, o să vă rog să vă gândiți la întrebarea asta. După care, Mircea, vreau să te întreb și eu că pe data de 28 ne gândim la un eveniment și o să fim și noi prezenți la acel eveniment. Cum își propune să întregească piața construcțiilor evenimentul de pe 28? Pe 20 avem a doua conferință Mașini și utilaje pentru construcții. Prima a fost în noiembrie. De data asta ne-am gândit să fie o conferință care să aibă la bază reducerea costurilor de operare și productivitatea, lucru pe care noi l-am simțit că, ca și informație, că este nevoie în partea constructorilor. La fel, cumva, este și un motiv în plus pentru cei care vând utilaje de a-și prezenta noile produse, având în vedere că începând cu ianuarie 2014 a intrat în vigoare o nouă normă de poluare, Tier 4. Avem invitați foarte buni și cazuri concrete de reducere a costurilor și productivitate. Sper să fie un eveniment care să aibă același efect ca și cel din noiembrie. Și impactul pe care îl doriți până la urmă și reducerea celor costuri. Am vrea să creăm, prin conferințe pe care le facem, un forum de discuții. Practic, lumea să vină să învețe din greșelile trecutului. Rămâne de văzut în ce măsură. Să spună cu ce probleme au venit și au întâmpinat și cum au reușit să le, exact. Să le repare. Domnul Tiberiu, revenim la întrebarea și discuția noastră. Prima dintre ele. Cum vedeți evoluția investițiilor și a proiectelor în construcții la nivel internațional?
investiții internaționale în România sau românești în afară? Românești în afară. Pentru că știu câțiva constructori care au preferat să mizeze pe investițiile în afară, tocmai din pricina acelor taxe de care vorbeați mai devreme la început și multe alte facilități. Nu atât doar a taxelor, astea sunt o chestiune colaterală. Este adevărat că atunci când am redimensionat programul de dezvoltare organică a patronatului nostru, una din axele de dezvoltare a fost internaționalizarea. În primul rând pentru că noi constructori avem o emblemă foarte bună, o imagine foarte bună în țările non-europene cel puțin. Am avut o moștenire pe care am vrea să o fructificăm pentru că ea a fost lăsată deoparte datorită unor situații conjuncturale în țările arabe în special. Și am dezvoltat trei direcții importante, Asia Central, Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Pentru asta am făcut împreună cu Ministerul Economiei o serie de misiuni economice, cam două consecutiv într-o zonă și acum pot să vă spun că sunt deja firme care lucrează, au câștigat proiecte în afară, în special în Irak, în Algeria, Qatar și nu numai. Sunt țări care sunt în perioadă post-conflict, sunt în plină dezvoltare. Noi mai avem acolo relații bune socio-culturale pentru că de-a lungul timpului au fost cetățeni ai acelor țări care au făcut studii în România și mulți au căpătat deja cetățenie și cumva ne cunoaștem, dar sunt la faza senioratului în profesie și vrem să fructificăm această ultimă fereastră de oportunitate. Aici vorbim despre firme 100% românești cu un capital 100% românesc. Da. Așa este, pentru că expertiza noastră a constructorilor este foarte bună, numai acum suntem pe cale să o epuizăm pentru că nu avem lucrările suficiente. Mai mult decât atât, imediat după privatizarea masivă a sectorului construcții, capitalul de expertiză a firmelor mari s-a disipat, pentru că sectorul construcțiilor, antreprenoriatul a apărut atunci și au apărut firmele mici și mijlocii. Dar după câțiva ani, după 20 de ani, să spunem, avem deja o experiență, folosim faptul că suntem o țară în Comunitatea Europeană, aveam această tehnologie și relațiile noastre bune cu țările non-europene ne pun într-o poziție extrem de favorabilă. De asemenea, chiar cu partenerii noștri străini, cu italieni, cu francezi, lucrăm acum să fructificăm în diferite forme consorții sau asocieri, dar nu numai, în primul rând pe cont propriu, evident, să fructificăm avantajul mare pe care îl avem pe acele piețe. Și restul sunt și avantaje locale. Sunt și riscuri, adevărat, dar asta face constructorul. Construiește după ce au stricat alții. Asta a fost bun. Construiește. Și uneori încearcă să repare ceea ce alții au construit și nici măcar așa nu le iese să facă. Știm bine proiecte de la noi din țară. Se întâmplă. Noi suntem pregătiți tot timpul. Bun, până atunci, domnilor, avem o pauză de publicitate pe care ar trebui să o luăm în scurt timp. Nu uitați, ne întoarcem și până atunci vreau să vă gândiți la întrebarea de care vorbeam mai devreme. Cum vedeți relația constructorilor cu băncile în acest moment și dacă băncile vor mai da în perioada următoare drumul la bani constructorilor pentru a reuși să ridice puțin capitalul de imagine al construcțiilor. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți în Metropolis. Bun, ne-am întors între timp, s-a alăturat și cel de-al treilea invitat al nostru, domnul președinte al Asociației Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcții, domnul director general Liviu Neagu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc partenerilor de discuție. Și bună seara și telespectatorilor care ne urmăresc în acest moment. Domnule Agu, discutam mai devreme de piața construcțiilor și vorbeam cu domnul Tiberiu despre relația pe care o au constructorii în acest moment cu băncile și dacă băncile vor mai face vreo mișcare pozitivă în sensul de a încuraja, a da drumul banilor către constructorii în așa fel încât piața să se miște puțin, constructorii și cei jucători în domeniu să-și cumpere utilaje și să dăm drumul la treabă. O să vă rog să vă gândiți și dumneavoastră la întrebarea asta și vedem ce răspunde domnul, ce ne spune domnul Tiberiu, care a rămas dator după. Da, sunteți într-o situație privilegiată pentru că întrebarea este simplă, răspunsul este complicat. Într-adevăr, nu putem considera că în acest moment sunt relații extrem de bune cu băncile, nu că ar fi rele, ci pentru că ele sunt înghețate și nu datorită neapărat celor două părți, constructori și bănci, pentru că până la urmă fiecare dintre aceste două bănci, aceste două părți sunt actori comerciali care lucrează pentru profit, pentru stabilitate, pentru gestiunea riscului în care se angajează. Important este să existe proiecte și proiectele să fie fezabile.
La momentul de față nu putem spune că băncile sunt extrem de flexibile, nici nu știu dacă ne-am dorit acest lucru neapărat, pentru că până la urmă noi putem fi poziționați și sub pălăria deponentului care are depozite în bănci și dorește ca o asemenea bancă să repună bani în circuit, în piață, pe proiecte fezabile. Ei, una peste alta, eu cred că la acest moment, după 6 ani de criză, și ne-am învățat lecțiile, cred eu, majoritatea dintre cei care sunt în piață acum sunt între premianți, între cei performanți, dacă nu vor fi și ei afectați. Sunt cei care au reușit să se lupte și să găsească noi formule de... Și ei cred că sunt aceia care demonstrează primii că trecem ușor-ușor de la o societate de consum la o societate de optimizare. Asta înseamnă o performanță mai înaltă în management și o performanță mai înaltă în proiecte. Cred că acela va fi momentul în care se va fluidiza relația între bănci și constructori sau ceilalți operatori economici. Perfect. Domnul Neagu, sunteți în legătură directă, mai ales că distribuiți utilaje pentru construcții. Cum simțiți acest sprijin, acest umăr al băncilor acordat constructorilor? Aici ar fi două aspecte care ar trebui atinse. În primul rând, nevoia constructorilor de a investi. Și aici spune eu că băncile sunt relativ deschise, cel puțin în ultima vreme, și mai ales pe fondurile și pe subvențiile europene. Deci au început să arată o mai mare deschidere pentru proiectele depuse acum, e de 3, 4, 5 ani. În același timp, pe acest segment, inclusiv distribuitorii de utilaje au venit cu soluții proprii pentru a asigura cofinanțarea proiectelor respective. A spune, în anumite cazuri, mergând chiar mai departe, pe lângă cofinanțare, asigurând și un fond de rulment pentru activitatea noilor firme, noilor entități create, ceea ce este un lucru, a spune eu, nemaipomenit pentru România. Rămâne partea cealaltă care este, de fapt, cea mai importantă, și anume, dacă construim, pentru cine construim. Pentru că, într-un final, cel care trebuie să aibă bani este beneficiarul. Deci avem, slavă Domnului, societăți de construcții mai mari, mai mici, mijlocii, cu experiență, a spune eu, deci firme care chiar dacă s-au atomizat, dar au rămas în spate cu experiența trecutului de zeci, de poate sute de ani, dacă mă gândesc la una, două companii acum care îmi vin în minte. Avem companii mai noi care sunt create de un an, doi, de antreprenori care, chiar dacă a fost și au venit într-o perioadă de relativă criză, au vrut să ia taurul de coarne, să încerce ceva nou. Problema care se pune este pentru cine se construiește și dacă acel cineva are în spate banii și este dispus să accepte acest challenge. Sigur, aici vorbeam și am auzit un pic discuția de mai devreme de piața imobiliară, prima casă, proiecte de infrastructură, dar acum trebuie să ne gândim că nu am reușit în 15, în 20 de ani să facem mare lucru în aceste domenii. Piața imobiliară este o piață destinată pe undeva oamenilor care au capacitatea să investească. Oamenii care își pot permite să cumpere o casă, chiar prin programul Prima Casă, dar vorbim de fonduri de undeva la 50.000 de euro, la 60.000 de euro, poate și mai mult. Aici consumatorii noștri, și mă refer la tineri, cei care pot să beneficieze, nu au încă o educație făcută. Mă uit la foarte mulți cei care sunt în jurul meu, pe care îi văd aproape zilnic, se gândesc să-și cumpere casa, mă duc pe programul în Prima Casă, vreau să-mi cumpăr casa în 5 ani de zile. În 5 ani de zile aș vrea să-mi cumpăr o casă, bine, nu vreau să fie undeva la periferie, aș vrea Prima Casă undeva mai în centru, într-unul din sectoarele bune. Este foarte bine, dar aici apare chestia de cultură și de pregătire a oamenilor într-o piață care nu a știut ce înseamnă consumul și nu a știut să o ia etapizat. Poți să începi foarte bine cu o garsonieră pe care îți propui să o plătești în 10 ani, în 20 de ani. Dacă vei câștiga mai bine, poți să treci după aceea să schimbi garsoniera cu un apartament de 2 camere. Deci aceasta este un consum, dar care evoluează. Deci necesitățile oamenilor și ale tinerilor, pentru că într-un final trebuie să ne adresăm, cred ați spune, generației tinere. Bun, tocmai de asta, domnul Tiberiu, știu că are un proiect cu studenții de la construcții despre care o să ne povestească și o să vedeți că sunt niște măsuri implementate acolo menite nu numai să dea sfaturi celor care vor neapărat să-și cumpere, ci totodată să și construiască. Domnul Tiberiu, cum este acest program pentru tineri? În primul rând, relația noastră cu Asociația Studenților de la Construcții este una complexă.
în sensul că noi am preluat, i-am luat alături de noi în proiectele noastre, în majoritatea proiectelor în care lucrăm, în sensul de a-i interconecta de la viața academică, viața școlară, în viața reală, în muncă, pentru că am văzut discrepanțe foarte mari din acest punct de vedere. Practic, mergeți pe șantier. Da, și nu numai. Am fost la reuniunile lor, am discutat cu ei, am încercat să înțelegem ce viziune au. Din păcate, am constatat că bună parte dintre studenți, și nu e vorba doar cei de la construcții, cei care au cât de cât o viziune ce vor să facă cu viața lor, spuneau, noi am vrea să fim reprezentanții nu știu cărei firme și așa mai departe, ceea ce m-a speriat un picuț, pentru că noi ajungem să fim agenții comerciali ai unor alți operatori, ori nouă ne trebuie transformare, ne trebuie expertiză. Din acest punct de vedere, am început să integrăm în programele noastre. Aici au o parte de vină și antreprenorii, pentru că fiind prea presați de nevoia de a-și asigura costuri, că nu mai putem vorbi de profituri astăzi, nu mai au răbdare sau nu mai au resurse de atenție și de timp necesare să pregătească viitorul și în mod voluntar să îi accepte. Și atunci intervenim noi, patronatul, și îi plasăm acolo unde știm că există această disponibilitate. În ce privește tinerii la modul general, e adevărat, avem și aici un punct de vedere. Chiar este unul cumva personal, că sunt preocupat de câțiva ani despre ce înseamnă piața locuinței în România. Am studiat la nivel european, avem un potențial extraordinar, din nou spunem, România are un potențial extraordinar și tot rămâne la această... Cam pe toate domeniile că avem potențial domeniile și el există, este adevărat. Trebuie decât, pentru că orice idee rămâne vis atâta vreme cât nu se închide și cercul finanțării, așa cum spunea și domnul președinte Adineauri. Trebuie să ne repoziționăm mental unde trebuie să fie tinerii și aici noi am propus să se treacă de la principiul rudimentare, acelea de a aloca, știu cum s-a alocat în 90 privatizare în masă, că astăzi suntem în proporție de 97% proprietari individuali pe spațiile de locuit și nu ne-a spus nimeni ce responsabilități sunt în a fi proprietar, am crezut că este doar beneficiu. De cealaltă parte există tineri care sunt la startul vieților profesionale, sunt în plină putere de muncă, dar ei nu se califică a deține proprietăți. Și atunci modelul pe care îl propunem noi de a rezolva cumva în masă această problemă este un parteneriat public-privat, după modele care există deja în Europa de 10 de ani de zile, diferă adevărat de la o țară la alta, pentru că ele se rafinează permanent, trebuie să găsim unul adaptabil situației din România, dar presupune ca autoritățile publice locale să fie parte în acest fenomen, asigurând parte de teren și infrastructură, ceea ce ar trebui să facă statul și este de regulă, de apanajul statului, asemenea intervenție. Iar investitorii privați care au bani și există la nivelul Europei, noi avem conexiuni în acest sens, să intervină pentru a deveni dezvoltatori, fără neapărat un profit. Există chiar situații în care se pot crea o serie de ONG-uri care pot câștiga de pe servicii, nu atât de pe vânzarea propriu-zisă. Și atunci, din costul efectiv a unui spațiu, astăzi vorbim de circa 800-1000 de euro pe metru pătrat, iar acum câțiva ani vorbeam de 2000-2200 de euro pe metru pătrat. Costul efectiv al construcției, cel puțin vorbim despre locuințe accesibile, ca să nu le spunem sociale, se cifrează undeva la 350-400 de euro pe metru pătrat, să știți că n-a variat niciodată mai mult. Variația imensă s-a manifestat din ceea ce, poate nu-i corect cum spun, specula imobiliară, din partea de real estate, tranzacțiile cu terenul. Este foarte corect ce spuneți. Da, și atunci asta crea o barieră imensă pentru cei care ar fi putut avea acces în masă la spațiile de locuit, dar nu gratuit. Pentru că, iată, formula aceasta nouă se poate dezvolta simultan la nivelul țării, poate crea mobilitate pentru tineri, poate să le creeze această abilitate pentru a-și forma familii și le permite la startul vieții profesionale să gândească și la profesie. Și acolo unde își găsesc un nou loc de muncă se pot deplasa ușor pentru că ar găsi din nou această facilitate. Deci există soluții, lucrăm la ele. Soluții pe termen lung, vedeți? Da, nu vreau să intru acum într-o dezbatere și spuneam mai devreme că 97% suntem proprietari. România, să nu uităm, care e numărul cel mai mare de proprietari de locuințe în momentul de față. Sigur că programul Prima Casă, programele pentru tineri de o manieră generală ar trebui să fie un imbold pentru constructori. În același timp, mă întorc la o idee, să spunem, scoasă pe masă un pic mai devreme. Statul trebuie să fie un exemplu. Deci dacă vorbim de investitori, că vorbim de investitorii privați, vedem că investitorii privați din România au niște fonduri limitate.
Bugetul european pentru următorii ani îl cunoaștem. Nu ne mai așteptăm, în cazul nostru, la Fondul Monetar Internațional, poate, adică dacă vor veni, vor veni cu ajustări și nu cu, neapărat cu proiecte pentru a dezvolta. Deci trebuie să atragem, să încercăm să-i atragem pe partea, de manieră generală, în investiții, nu numai în construcții, pe investitorii privați de afară. Că sunt fonduri private de investiții, că sunt companii care vor să investească în România. Dacă vrem un adevărat motor, acesta ar putea să fie un al doilea motor. Deci dacă băncile nu vor finanța, va trebui să găsim la nivelul statului, la nivelul nostru, al oamenilor care, să spunem, suntem pregătiți și avem o viziune mai largă asupra ce se întâmplă în lume, acele pârghii prin care să-i convingem pe investitorii străini că România este o țară în care merită și trebuie să investească, pentru că există siguranță, există șansa unor câștiguri mai bune, dar nu trebuie să ne ferim de chestia asta, că în România, dacă investești, să spunem, 1 milion de euro, ai șanse ca să-ți recuperezi mai repede banii și pun niște câștiguri mai bune. Mi-aduc aminte și fac o mică paranteză aici, cineva, unul din acționarii grupului din care fac parte, spunea, doamne, România are o șansă fantastică. Îmi spunea asta acum vreo 15 ani. De fapt, două. Care sunt acestea? Oamenii și pământul. Deci oamenii pe care îi avem, oamenii care sunt încă bine pregătiți, da? Și pe care nu trebuie să pierdem și nu trebuie să pierdem din vedere pregătirea oamenilor, nu numai la nivel de institut politehnic sau facultate de construcții, ci chiar mai de jos. Deci nu avem, să spunem, la nivelul maestrilor. Da? Deci lipsesc acum, deci oamenii vor să fie ingineri sau dacă nu sunt ingineri, sunt muncitori. Iarăși nu este bine. Nu mai e clasa mică, clasa muncitoare. Clasa, deci, dar cu anumită expertiză și unde să poată să-i ajute pe oameni și, apropo de economii, deci acolo se pot face economii bune. Și partea a doua este pământul care cu două viziuni, una pentru investițiile imobiliare, deci nu pentru, să spunem, inginerii imobiliare, ci pentru investiții imobiliare. Și a doua parte, agricultura, care pentru noi agricultura reprezintă, vă spun sincer, având în grupul din care fac parte o divizie puternică pe agricultură, credeți-mă că reprezintă un segment foarte, foarte puternic. Asta o știm cu toții și nivelul acesta puternic se vede și în piață și în prețurile terenurilor în prezent. Au crescut mult, nu au crescut atât de mult pe cât se așteptau poate unii jucători din piață, probabil că unii încă mai doresc să speculeze pe această temă, dar avem un teren foarte bun. Sigur, mai trebuie realizate și alte condiții, alte premize pentru a avea producțiile de afară. Întorcându-ne la, să spunem, la partea de utilaje și la cei pe care îi reprezint acum, apropo de ce facem noi pentru domeniul de construcții, pot să vă spun cu mâna pe inimă și am inima în partea stângă, că în România, în acest moment, sunt poate cele mai mici prețuri din Europa pentru utilajele de construcții. Este un merit al tuturor jucătorilor și membrilor asociației noastre. Concurența, modul în care potențialul României a fost prezentat constructorilor, face ca în acest moment, chiar dacă suntem pe o piață infimă, vă dau o imagine, în România se vând 1000 de utilaje noi, în Germania se vând 50.000. Prețurile noastre sunt la nivel de Germania. De ce? Pentru că sunt în spate firme, companii care cred în România, care vor să ajute și pe această cale acest segment al construcțiilor, că e vorba de, încă o dată, construcții industriale, care sunt mai puține, că e vorba de construcții civile, că e vorba de proiecte mari de infrastructură. Sau construcții comerciale, asta pentru că mare parte din investitorii care joacă în acest moment în zona construcțiilor comerciale sunt străini. Sunt străini acum, tocmai am avut pe început de emisie o știre, 4 mall-uri noi se doresc a fi construite în Brașov, în prezent. La un singur proiect deja s-a început lucrarea, în București unul nou tocmai a fost inaugurat anul trecut și mai urmează alte 2 mall-uri în București, noi dacă nu mă înșel, încă unul în zona de vest urmează a fi început în lucrări. Tot investitori străini și acolo. Deci, asta este, deci, încă o dată, mall-urile funcționează bine în România. Ați văzut, deci s-au cheltuit prin mall-uri anul trecut undeva, dacă nu mă înșel, 6 miliarde de euro, deci este o sumă fantastică. Dacă plouă un pic afară și mergeți în mall-uri, o să vedeți că este o aglomerație fantastică și poate nu găsiți loc de parcare. Este ceva ce a prins bine. Sigur că aici contează foarte mult să investești și să prinzi valul.
Da, s-ar putea ca molurile peste 10 ani să nu mai reprezinte același punct de atracție așa cum este astăzi. Poate oamenii vor găsi că este mult mai interesant să meargă pe un stadion, dacă este un meci interesant, poate vor găsi că este mai interesant să meargă într-o altă zonă decât să meargă moluri, dar aceasta este oportunitatea. Aici sunt investitorii, aici sunt antreprenorii care sesizează, cum să spun, momentul prielnic în care poți să investești. Probabil că cei care au investit în primele moluri, nu? S-a deschis primul când mai bine de 10 ani, dacă nu mă înșel. Primul mol în 99. Okay. Deci, cred că a fost la vremea respectivă un succes. Mi-amintesc de acum că era o chestie din asta. Hai să mergem la mol. E drept că asta nu mai spune nimeni. Hai să mergem la bibliotecă. Mergem la mol. Biblioteca o găsim pe telefon sau o găsim pe calculator. Sau chiar la mol putem să o găsim dacă... Mai nou, o librărie a fost transformată în bibliotecă, așa că... Deci este, apropo de chestia asta, este un pas înainte, spune eu, one step beyond, în educarea tinerilor. Mă întorc la educarea tinerilor, poate nu este chiar obiectul acestei dezbateri, dar fără tineri nu vom reuși să răzbatem nici în Europa, nici la nivel, dacă vreți, regional. Deci avem nevoie de tineri, avem nevoie de tineri performanți, de tineri care să înțeleagă că a fi constructor, de exemplu, nu este o rușine. O mică poveste, la început, da, când eram foarte tânăr, apropo de ceea ce vrem în viață, construcțiile erau pentru mine pe ultimul plan. Am făcut o facultate care nu avea legătură cu construcțiile și viața a făcut ca după aceea să fiu de mai bine de 20 de ani, de aproape 25 de ani, implicat în și numai cu constructorii, cu utilajele de construcții și așa mai departe. Și credeți-mă că este un lucru frumos, este un lucru pe care nu-l regret, e un lucru la care efectiv în spatele tău te bucuri când vezi că o mașină sau un constructor a lucrat cu mașinile tale, cu utilajele tale la un anumit proiect și este ceva ce va dăinui peste timp. Este o chestie de mândrie care trebuie să o insuflăm tinerilor. Tinerilor care într-adevăr vor asta și știu neapărat ce vor. Mircea, vreau să te întreb, care este relația pe care o aveți cu toți partenerii din domeniul construcțiilor și anul acesta au mai plecat din ei, au mai venit, au mai plecat? Avem o relație bună cu toată lumea. Îi ajutați pe toți. Da. Revenim puțin la discuția cu studenții și revista noastră derulează un program cu studenții, cu aceeași asociație de care spunea domnul Andrei. Încercăm să-i ajutăm să-și găsească locuri de practică. E cumva au venit în întâmpinarea noastră, ne-au rugat ca și media să-i ajutăm știind că avem o relație foarte bună cu toți distribuitorii de utilaje și da, pot să spun că ei caută să se angajeze către partea asta de industrie, a fi în zona de vânzări utilaje și mai puțin partea de construcții. Din păcate, vorbim de o piață mică și atunci trebuie cumva să-și găsească și în zona de construcții loc. Înțeleg. Mircea, o să păstrăm legătura și o să venim la eveniment pe 28. Suntem prezenți acolo și vedem cum va evolua și ce fel de soluții vom putea găsi, în așa fel încât să mai stimulăm puțin. Vreau să vă mai întreb încă o dată, domnul Liviu, care este piața și nivelul financiar? La ce nivel se situează piața utilajelor de construcții din România în acest moment? Când vă referiți la piață, vă referiți la ca număr de unități, vă referiți la, să spunem, o sumă. Ca sumă. Deci ca număr de unități, v-am spus, anul trecut a fost sub 1000 de unități. Din păcate, previziunile noastre sumbre făcute la începutul anului 2013 s-au adeverit. Deci față de 2012 a fost o scădere de aproximativ 25% pe piața utilajelor. Utilajele noi, dacă punem, mă rog, nu intrăm cu mini-betoniera sau chestii de genul acesta, efectiv utilajele de construcție este sub 100 de milioane de euro. O piață extrem de mică. Dacă vreți câteva cifre, Polonia are o piață care este undeva estimată la 7.000 de utilaje și undeva la 500 de milioane de euro. Așa cum am spus, Germania nu ne comparăm acolo. Multe miliarde, dar am luat Polonia pentru că de cele mai multe ori cei din vest ne compară cu Polonia, deci potențialul Poloniei este împărțit la doi. Deci dacă vrei să ai un potențial al României, iei Polonia și o împarți la doi, numai că
nu prea merge chiar așa, deocamdată la noi. Dacă stăm să facem calcule, nu ne situăm prea bine, dar cu siguranță găsim niște măsuri pe care să le implementăm pe viitor, atât să îi finanțăm și să-i ajutăm pe tineri să își găsească locul, cât și pentru o campanie cât mai bună, un mesaj cât mai bine transmis constructorilor de la noi din țară. Domnilor, timpul s-a scurs pentru noi, cum s-a spune, betonul din betonieră s-a terminat și ar trebui să punem capăt aici emisiunii. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumim și noi. Păstrăm legătura pe pagina noastră de Facebook. Ne vedem lunea viitoare la aceeași oră la Metropolis, în timp în care o să vă prezint un proiect rezidențial în zona Cotroceni, o zonă care, așa cum spun unii, se vinde singur, asta pentru că are toate facilitățile în zonă și cum terenurile sunt atât de aglomerate, nu mai găsesc să construiești într-o zonă aglomerată. O să vedeți luni despre ce este vorba. Ne vedem pe Facebook. O seară bună să aveți! Săptămâna viitoare în Metropolis vă prezentăm stadiul construcțiilor noului complex rezidențial în zona Cotroceni, cum arată proiectul final și pe ce mizează investitorii în afară de zonă, dar și politica comercială adoptată de echipa de vânzări.